că iubirea față de nepot este total diferită decât iubirea, uite, deja sunt acolo persoane care dau din cap că așa este, da? Deci, nu neapărat împăcarea aceea cu tine și nu știu ce, dar când îți amintești sau când îți vezi nepotul, evident că și neîmpăcarea se șterge. Și atunci e cu totul altceva. Ce voiam să vă mai spun eu este că Vera Crăciun este și coordonatorul unui cenaclu pentru copii, Destine Junior Galați. Relația s-a legat așa cumva între noi și la un moment dat am fost invitată la, de fapt, de mai multe ori am fost invitată la manifestările pe care le-a organizat ea la biblioteca Vea Urechea din Galați, niște activități foarte frumoase, în final am ajuns acolo. Mi-a plăcut extraordinar ceea ce am făcut ea și atunci am încercat și eu să realizez, i-am cerut voie, permisiunea, ca să fac același lucru la Brăila. A acceptat cu mare drag lucrul acesta, a trebuit să telefoneze la